dată tragică. 30 de ani în urmă, în Parcani, o explozie a răpit viața a 26 de geniști. Mai multă istorie. În Chițcani continuă reparația obeliscului. Și care va fi roada 2022? La Dubăsari au verificat starea câmpurilor agricole. Bine v-am găsit, e ora știrilor în limba moldovenească. Noi continuăm să vă aducem la cunoștință principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea, despre aceasta relatăm chiar acum. Dată tragică în istoria satului Parcani, acolo 30 de ani în urmă, în batalionul de geniști, s-a produs o explozie. Au decedat 26 de militari. Astăzi, la mormintele lor, au fost depuse flori vii. Anna Kușnirenko, mama lui Sergiu Kușnirenko, a venit la memorialul Gloriei din satul Parcani cu multă durere în inimă. Sergiu avea numai 26 de ani când s-a întâmplat această tragedie. Femeia era în deplasare atunci când pe malul râului Nistru a început războiul. Prietena mea a trimis o telegramă din care am aflat că fiul meu a decedat, că la noi e război. Eu îndată am procurat bilet și am venit acasă. Cu tot satul am înmormântat acești copii care au murit împreună cu fiul meu, 26 de persoane. A fost o explozie strașnică și a întrerupt viața tinerilor care trebuiau să trăiască. Sergiu, la fel ca și alți ostași geniști, avea mulți prieteni și planuri frumoase pentru viitor, care, cu regret, nu s-au realizat. Am venit astăzi la unicul meu fecioraș, Valeriu Ivanovici Necreaci. Făcea serviciul militar în batalionul de geniști din satul Parcani. Eu l-am educat drept o personalitate puternică, cu bărbăție, om ce simțea durerea altuia. Prăjășla beda, gore. S-a întâmplat o nenorocire. Aceste evenimente s-au produs din cauza războiului. Agresiunea de proporții desfășurată la 19 iunie în Bender. Anterior a fost luna martie, Dubăsari, unde au avut loc acțiuni militare strașnice. Naționaliștii moldoveni încă din decembrie se pregăteau. Explozia a răpit viața tinerilor ostași și ofițeri. Această tragedie pentru totdeauna va rămâne în memoria noastră. Ne plecăm capul în cinstea eroilor, împreună cu părinții, rudele celor căzuți. Condoleanțe rudelor, celor apropiați, le-a exprimat prezidentul Vadim Krasnoserski. Istoria noastră are diferite pagini, bucuroase și triste, fericite și tragice. Așa e viața. Noi ținem minte totul, cât timp n-ar trece, datoria noastră sfântă este de a cinsti memoria persoanelor care au apărat Nistrenia. În locul tragediei, acum e un semn comemorativ. Astăzi, la mormântul celor căzuți, au fost depuse flori vii. În satul Chițcani continuă reparația obeliscului. Vor fi multe lucruri noi. Cel mai important, mai multă istorie despre acest loc. Anume de aici a început operațiunea Iași-Chișinău în anul 1944, una dintre cele mai de succes în timpul Marelui Război pentru apărarea patriei. Stâlpii de beton vor deveni informativi, în curând vor fi acoperiți cu granit, vor fi câteva panouri, două cu bătăliile, restul vor fi cu rapoarte informaționale. Va fi informație despre istoria capului de pod Chițcani, despre ostași și cele mai strașnice lupte. Va fi și un teren de vizualizare. Săptămâna viitoare, lucrările vor fi efectuate pe platformele de observare de lângă coasta capului de pod. În jurul obeliscului va fi trotuar, în jurul dealului sub forma unui cerc și de la trotuar vor fi două terenuri pavate cu plăci, îngrădite. De asemenea, va fi și mai multă verdeață, gazon nou, copaci, de exemplu, pinde Crimeea și Tuia. Cu timpul vor apărea mai mulți trandafiri, acum se efectuează lucrări la comunicații. Acum ne pregătim pentru instalarea tuturor rețelelor inginerești, adică cabluri electrice, conducte de apă pentru udarea gazoanelor. Ne pregătim și pentru pavarea cu plăci decorative. Instalăm cabluri de bord. Pentru vizitatori, capul de pod Chițcani se va deschide la 23 august, ziua în care a început operațiunea Iași-Chișinău. La Memorialul Gloriei Militare din capitală, în noaptea spre 22 iunie, ora 4 dimineața, vor fi aprinse lumânările memoriei, în cinstea eroilor căzuți în Marele Război pentru apărarea patriei. În anul curent se împlinesc 81 de ani de la începerea acestei file tragice și dureroase.
Pentru doritorii de a participa la acțiune, este prevăzut transport gratuit, 2 troleibuze. Spre memorial se va putea circula de la oprirea Ternopol cu troleibuzul care va pleca la ora 3:20. La fel de la oprirea Stradela de Vest la ora 3:30. La Bender, acțiunea Lumânarea Memoriei va avea loc pe Piața Eroilor. Ajunge la locul destinației se va putea cu troleibuzele care vor circula de la ora 3:15. Ministerul Finanțelor a propus de a balanța bugetul. În anul curent, veniturile sunt mai mici. În lume e criză. Întreprinderile au dificultăți ce țin de importul de materie primă și exportul mărfurilor. Acest lucru afectează economia. Mai mică este și visteria de stat. Proiectul de lege, într-adevăr, e foarte mare. De fapt, e legat de necesitatea de a ne optimiza cheltuielile în baza prognozei pe care o avem la moment. Ministerul Finanțelor s-a străduit să țină cont de toate dorințele și, în cadrul limitelor fondurilor disponibile, să echilibreze și să optimizeze cât mai mult toate cheltuielile noastre. Programele dezvoltării sunt reduse. Fondurile rutier, ecologic, de dezvoltare a antreprenoriatului și agriculturii, investițiile capitale. Reparațiile sunt efectuate doar acolo unde e imposibil de așteptat. Printre planuri e construcția unui nou bloc în Spitalul Clinic Republican. În acest an va fi pregătit proiectul. În grădinițe și școli vor continua să repare curțile. Acesta este ordinul prezidentului. În ajun în guvern au sonorizat prognoza dezvoltării socioeconomice pentru anul 2023, numind-o relativ pozitivă. Documentele vor fi transmise în Sovietul Suprem. La Dubăsari au verificat starea câmpurilor gospodăriilor agricole. În pofida arșiței se așteaptă o roadă satisfăcătoare. Potrivit specialiștilor, Republica va fi asigurată cu grâu și culturi tehnice. Verificarea câmpurilor și prognoza înainte de recoltarea culturilor cerealiere e deja o tradiție. În raionul Dubăsari, comparativ cu alte localități din Republică, toamna și primăvara au fost careva precipitații. Aceasta, într-o oarecare măsură, a salvat viitoarea roadă. Dubăsarskom raione bude, конечно, ниже прошлого года. În raionul Dubăsari, în anul curent, roada se așteaptă puțin mai scăzută decât în cel precedent, dar mai înaltă decât în alte raioane ale Republicii. În primul rând, are loc restaurarea sistemului de irigare. Multe stații de pompare n-au funcționat mai bine de 20 de ani. Datorită activității Guvernului și Ministerului Agriculturii, un șir de gospodării au procurat mașini de irigare. La moment în raion sunt gata să funcționeze 8 stații de pompare. În afară de aceasta, în sol există și o anumită rezervă de umiditate. În anul curent, cerealierele ocupă o suprafață de 11.247 de hectare, culturile tehnice 9.217, inclusiv porumbul 3.220, floarea soarelui 6.208. Pe câmpurile raionului mai este cultivat cartoful, roșiile, varza, ardeiul dulce. Potrivit pronosticului preventiv, necesitățile Republicii în grâu vor fi asigurate în volum de plin. Aceasta se referă și la porumb, floarea soarelui. Есть поля, которые дают. Sunt câmpuri unde vor fi rezultate destul de bune. Roada va constitui până la 4 tone de grâu la hectar. Cele ce nu sunt irigate, până la 2 tone. În anul curent, recolta medie va constitui de la 25 centneri de la un hectar în sus. Așteptăm o roadă înaltă de floarea soarelui. Acum grâul din spic intră în faza de coacere. Startul recoltării va fi la începutul lunii iulie. Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Ocrotirii Sănătății vor putea identifica șoferii ce prezintă pericol. E vorba despre cei care, de exemplu, au fost reținuți nu o singură dată în stare de ebrietate la volan. În lege există o normă. De permis pot lipsi din cauza înrăutățirii sănătății, din cauza alcoolului sau drogurilor, dar sunt unele dificultăți. Persoana care are permis de conducere nimerește în instituția medicală ca dependentă de droguri, alcool, e pusă la evidență, dar deoarece e o taină medicală, Ministerul Afacerilor Interne despre aceasta nu știe și persoana formal poate continua să conducă un mijloc de transport. Pentru a crea un mecanism juridic real, au fost pregătite două inițiative. Aceasta este introducerea modificărilor în legea cu privire la securitatea rutieră, care concretizează mai clar procedura de
de examinare medicală și se propune modificarea legii cu privire la bazele protecției sănătății publice, care corectează conceptul de taină medicală și îi va permite Ministerului Ocrotirii Sănătății să trimită informații despre contraindicațiile medicale în organele afacerilor interne. În Ministerul Afacerilor Interne au menționat că astfel de norme sunt prevăzute și de Convenția de la Viena privind circulația rutieră. Și în ajun, prezidentul Krasnoselski a semnat legea privind amenzile pentru drift. Aceasta este o manevră intenționată. Pentru aceasta, șoferii vor fi amendați. Amenda de la 920 până la 1840 de ruble. Legea va intra în vigoare peste 2 săptămâni. Un incident la Nistru a avut loc 2 zile în urmă, seara, în jurul orei 17, în zona plajei din orașul Bender. Salvatorii spun, curentul de apă în acest loc este foarte mare. Trei adulți și 2 copii se odihneau pe malul Nistrului, postul e la 100 de metri. Pentru salvatori, această zonă este oarbă, e interzis a anota, e periculos. Noroc că patrula era în apropiere în acel moment. Făceam ruta planificată cu barca, urmăream plaja și în acel moment oamenii ce se odihneau ne-au spus că o adolescentă de 14 ani se înneacă în afara plajei. Река вообще очень коварная. Râul este foarte perfid, mai ales acolo unde nu sunt salvatori. Acolo adâncimea e mai mare, fundul e abrupt și imediat e adânc. Fata nu putea înota și a făcut câțiva pași în apă, a fost dusă de torent. Martorii s-au grăbit să o ajute, dar curentul îi ducea pe toți spre mijlocul râului. Cei care au vrut să ajute fata au fost înșiși duși de curentul apei. Unul din salvatori a înotat spre cei care se înnecau, ceilalți doi s-au grăbit spre acel loc cu barca. Au fost 7 persoane. Ei se străduiau să ajute fata să rămână la suprafața apei, dar în acel moment, când am ajuns cu barca, ei abia se țineau pe apă. De aceea am fost nevoiți să salvăm nu numai fetița, dar și pe toți ceilalți. Toți sunt vii datorită salvatorilor. Fata și mama ei au fost luate cu ambulanța. Viața ei e în afara pericolului. Numărul de patrule pe plajă poate fi mărit, posibil, din contul sportivilor profesioniști. Despre aceasta au vorbit în ajun la ședința cu prezidentul. Lângă Nistru acum se odihnesc foarte mulți oameni. Membrii Teatrului Studio Triumf din Dubăsari au devenit învingătorii concursului Festival de Creație și Artă din Federația Rusă. În cadrul lui a fost prezentat spectacolul Pui de Cuc. Recent, premiera spectacolului a avut loc și în orașul natal. Principala tema a spectacolului – copiii în timpul Marelui Război pentru apărarea patriei. Autorul povestirii e scriitorul rus Boris Vasiliev. Conducătorul Teatrului Studio Triumf și regizorul Mihai Vasilkov spune că tema dată e foarte actuală. În comun cu micii actori, am muncit mult asupra rolurilor și dezvăluirii tragediei acelor ani. Наши современные дети сейчас очень мало понимают. Copiii contemporani foarte puțin înțeleg ce s-a întâmplat în anii 41-45. Au puțină informație despre viața oamenilor, despre jertfirea poporului, lupta cu fascismul. Aceasta, desigur, e foarte greu a explica, dar noi ne-am străduit. Lucrarea relatează despre soarta câtorva fetițe ce au fost salvate de ostașii sovietici după bombardarea de către fasciști a orfelinatului. Ele au fost lăsate în grija preotului local. Soarta tuturor e tragică. Mai târziu, ele au fost omorâte de călăi. Când studiam scenariul spectacolului, am avut niște emoții foarte profunde. Nu înțeleg cum oamenii trăiau în așa condiții, cum au supraviețuit. Cea mai mare dorință este ca niciodată aceasta să nu se mai repete. Să trăim în pace și înțelegere. Spectacolul m-a frapat foarte mult. Actorii sunt bravo. Deși sunt singuri copii, au redat în volum de plin groaza acelor ani. Spectacolul a devenit învingător al concursului Festival de Creație și Artă păstrează memoria acelor ani, ce a avut loc în Federația Rusă. Micii actori în viitor au dorința de a apela și la literatura contemporană și clasică. Mai multe despre aceste și alte știri aflați în ediția de seară Câmp și pe rețelele noastre sociale. Iar noi vă dorim cele bune în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!